Inspectorii de la ANAF au efectuat pe parcursul anului trecut sute de controle la societățile din județul Olt. S-au constatat numeroase nereguli și multora dintre ei li s-a confiscat marfa. Intrate în proprietatea statului, bunurile au putut fi vândute prin bursele de mărfuri, prin magazinele proprii, licitație publică sau direct de la locul de unde acestea se află. Destul de căutat de amatorii de chilipiruri, magazinul din sediul ANAF Olt și-a găsit un loc mai bun la parterul instituției. La nivelul județului Olt, valoarea bunurilor confiscate și intrate în proprietatea privată a statului în cursul anului 2016 a fost de 98.275 lei. În Sol, la începutul anului, se mai aflau bunuri în valoare de 70.755 lei. Din valoarea bunurilor proprietate privată a statului, existente în stoc la 31 decembrie 2015 și a celor intrate în cursul anului 2016, s-a încasat suma de 110.025 lei. Cele mai mari sume provin din vânzarea directă, respectiv 66.608 lei. Au fost valorificate următoarele categorii de bunuri: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de uz casnic. Cele mai vândute rămân confecțiile și încălțăminte. De la magazinul cu produse confiscate se pot achiziționa ginși la prețuri cuprinse între 7 și 10 lei, geci de bărbați la 15 lei, diverse modele de încălțăminte la prețuri ce nu depășesc suma de 15 lei, dar și semințe pentru grădină la prețuri foarte mici. Bunurile confiscate care nu au fost vândute și au devenit necomercializabile sunt distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.